Mai mulți turiști au rămas blocați în zona Padina, Peștera, din Bucegi, din cauza viscolului. Oamenii erau cazați acolo și au vrut să revină acasă, doar că nu au mai putut nici măcar să urnească mașinile din loc. Drumarii au trimis un buldo excavator ca să elibereze șoseaua. Până la urmă, turiștii au fost coborâți de pe munte, pe jos, cu ajutorul jandarmilor montani, salvamontiștilor și polițiștilor. 24 de turiști cazați în munții Bucegi, în zona Padina Peștera, au decis să se întoarcă acasă, tocmai când viscolul s-a năsprit atât de tare că abia dacă te puteai ține pe picioare. Turiștii au văzut cu ochii lor iadul alb. Nu au mai putut înainta, mai ales că abia dacă zăreau drumul. Norocul lor a fost că au apucat să apeleze numărul unic de urgență și să ceară ajutor. Jandarmii de la posturile montane Peștera și Zănoaga, salvamontiștii și polițiștii din zonă, și-au unit forțele ca să-i salveze de la îngheț. Mașinile grele trimise să curețe drumul nu au avut nicio șansă, așa că oamenii au fost coboruți de pe munte pe jos, doar așa au putut fi scoși din ceea ce specialiștii numesc periculosul gol alpin.